datând din prima jumătate a secolului 16, mănăstirea zisă dintr-un lemn din comuna Frânșești, județul Râmnicu Vâlcea, păstrează, să spune, icoane făcătoare de minuni. O astfel de icoană în acțiune n-am avut prilejul să filmăm, dar mănăstirea însăși este fără îndoială o minune. Clădită, după cum zic scrierile bătrâne, din lemnul unui singur stejar secular, această bijuterie a artei noastre populare evocă mișcător vechimea civilizației acestor pământuri.